Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Săgetătorii au toate șansele să cucerească pe cineva. Pe drum vei întâlni mulți oameni interesanți care te vor ajuta să te realizezi într-o chestiune importantă. Nu uita de sănătate și de procedurile planificate care au fost subliniate în 1 martie. Dragoste! Mulți săgetători sunt într-o relație tensionată cu membrii familiilor lor. Uneori trebuie doar să dai înapoi pentru a îndrepta lucrurile. Dacă vrei să construiești o relație cu cineva, atunci alege tactica tăcerii. Vei vedea, în curând acești oameni și te vor conduce la o conversație care va duce la reconciliere. În aprilie, sunt posibile noi cunoștințe, ceea ce va duce rapid la o dragoste. Dacă ești pregătită pentru o relație romantică, atunci poți fi sigură că o vei dezvolta cu succes și poate chiar vei dezvolta o căsnicie pe termen lung, dar gândește-te bine dacă te-ai stabilit și nu poți trăi fără obligații, deoarece un partener are nevoie de un refugiu familial liniștit și nu de o vacanță zilnică și petreceri. Sănătatea. În aprilie, săgetătorii trebuie să facă sport cu strictețe. Lucrul acesta nu numai că îți va ajuta condiția fizică, dar te va ajuta să faci față situațiilor stresante. Ți se recomandă yoga și not. Încearcă să mergi pe jos mai des sau alege mersul cu bicicleta. În aprilie, lenea și apatia vor cădea asupra ta. Întinsă pe canapea cu telecomanda și telefonul, cu siguranță nu este povestea ta. Pentru a rămâne în formă, ajustează-ți dieta. Ai nevoie de mai multe proteine și vitamine. Dacă este dificil să faci față singur acestei probleme, contactează un specialist, este o perioadă bună pentru a face o schimbare de imagine. Experimentează cu părul, actualizează țigar de roba, acordă o atenție deosebită zâmbetului, este timpul să vizitezi medicul dentist și să remediezi problemele vechi. Banii. Săgetătorii au un timp foarte ocupată la serviciu. Pregătește-te pentru grabă. Accidentele vor apărea brusc și ar trebui să existe o persoană în apropiere pe care să te poți baza mereu. Nu trage totul singură, asigură-te că îți găsești ajutoare. Dacă simți că te-ai săturat mental de ceea ce faci în fiecare zi, ia-ți o vacanță. Managerii vor trebui să fie stricți cu echipa lor dacă vor să obțină rezultate pozitive. Mulți subalterni profite de bunătate și poziția ta oficială, nu o lăsa nesupravegheată. Pe umerii tăi va cădea o situație neplăcută, care va dura multă timp să se rezolve. Dacă poți să economisești și să crești, atunci nu investi nicăieri în aprilie. Bazează-te numai pe surse de încredere. Nu ar trebui să împrumuți bani nici măcar persoanelor apropiate, acum există o mare probabilitate ca să nu ți se întoarcă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?